Bună seara! Suntem în ajunul Crăciunului, în plin decembrie, în pline sărbători de iarnă. Iar invitatul meu din această seară la Înapoi la Argument este domnul Grigore Leșe, pe care îl îmbrățișez cu toată dragostea. Vă mulțumesc pentru invitație. Vreau să le spun celor care ne privesc de ce suntem împreună. Nu pentru că domnul Leșe este un artist important. Nu pentru că domnul Leșe face de ani de zile o operă de reașezare a sufletului nostru, a minții noastre, a informațiilor pe care le avem pe făgașul adevărului tradiției din care ne-am născut, ci pentru că vreau să ne ajute să înțelegem un lucru. Ce este cu sărbătorile de iarnă? Trăim într-un fel care e foarte amestecat, pentru că amestecăm amintiri tradiționale, mai știm că e Sfântul Andrei, știm că e Sfântul Nicolae, știm că este Crăciunul, știm că este Boboteaza, dar asta se amestecă cu tot felul de alte lucruri care nu țin de tradiție, ci țin de calendarul modern, ori paramodern, ori pseudomodern. Pe scurt, totul este o varză în mintea noastră. Ceea ce știm despre ce suntem e ca maioneza tăiată. Da. Așa că vreau să ne spuneți, domnul Leșe, începând de când vreți dumneavoastră, de la Sfântul Andrei și terminând cu cine știe ce sfânt din ianuarie, da, ori februarie, ce înseamnă sărbătorile de iarnă? Este foarte important să știm ce este sărbătoare, ce înseamnă Crăciunul pentru români, așa, și de unde vin sărbătorile acestea. Suntem originali noi prin ele sau trebuie să ne confundăm și în alte culturi și să vedem cum suntem? Asta se spune la noi. Se spune la noi. Zice așa. Zice, n-am nici mamă, n-am nici tată, gândești că-s născut din piatră. N-am nici frați, n-am nici surori, gândești că-s născut din flori. Adică din flori, nu în afara căsătoriei religioase. Să se înțeleagă foarte bine. Deci, cuvântul piatră apare în toate corintele. De exemplu, este o piatră lecovată, zice, hoi lerui, Doamne, șede maica îngenunchiată, să nască fiu din piatră. Fiu din piatră s-a născut, așa mătura în mână i-o pus, să măture pământul cu gozurele și cerul de negurele. Deci, iată, exista în concepția oamenilor că lumina vine de undeva. Și noi avem semnele acestea, să spunem, semnele mitraice. Să nu uităm că pe teritoriul României au fost trei culte. Așa, și ele s-au influențat. A fost cultul zamosian, a fost cultul mitraic, cultul religios, așa, cultul creștin. Ei, lucrurile la noi s-au amestecat. Sunt corinde, cântece de stea și urări. Se spune așa, că de Sfântul Andrei, așa, începe lunga noapte de iarnă. Asta durează până la Sfântul Dragomir, la Dragobete, la Dragomir, cel beat de dragoste. Ce să-mi facem în perioada Adică aceasta? Până când? Până în februarie, în 24 februarie. Deci așa. Între 30 noiembrie și 24 februarie așa. Este lunga noapte de sărbători, dar lunga noapte de iarnă. Așa se cheamă, lunga noapte de iarnă. Și acum, noi pe 23, 24 și 25, de fapt, ce sărbătorim? Noi decembrie. Decembrie. Noi sărbătorim Crăciun. Și există în colinde să zice așa, zice, domnule, zice, ajunul Crăciunului. Dar știți ce vreau să spun oamenii prin asta când spun ajunul Crăciunului? Zice, îl jun. Adică tânărul, copilul. Cu alte cuvinte, sunt două procesiuni. O procesiune mică și una mare. Și mai este un obicei, zice, să îngropăm Crăciunul. Să îngropăm Crăciunul. De ce? Să reînvie. Adică să vie îl jun tânăr, copilul tânăr. Cu cine putem asemui copilul ăsta tânăr? Nu putem decât să ne ducem la cultul Mitra. Pătrunzi la noi. Deci, ce sărbătorim noi
De Crăciun sărbătorim învingerea întunericului, adică lumina. De către soare. Da. Mama mea zice câte mine așa de Crăciun. Zice, Grigore, du-te și adu un butuc și pune-l pe foc să ardă. Nu era voie să se stingă focul în seara de Crăciun. Și în perioada 23, 24, 25, nu era voie să împrumuți foc. Că focul era viață. Reprezintă viața. Așa. Mama zice, să nu te puie Dumnezeu să se stingă focul în vatră. Că nu-i bine, Grigore. Înainte, eu mă ducem prin sat, pe acolo, cu prieteni și ziceam așa, hai să ne adunăm. Și ne adunam cum? În taină. Deci Corinda este o datină. Ce face datina? Înveșnicește tainele. Deci înveșnice, ce înseamnă asta taină? Eu sunt puternic prin taină, prin taine. Adică eu mă întâlnesc cu vii, cum am întâlnit eu în copilărie. Că vrând, nevrând eu aici la dumneavoastră trebuie să-mi aduc aminte de copilărie. Nu mai există copilăria aceea. Și atunci, datina aceasta, prin ce rezistă? Prin obicei. Deci Corinda este un obicei. Este un nat care se repetă de la an la an. Și repetându-se, așa, prin diferite forme, din bătrâni, așa, obiceiul acesta se recrează de fiecare dată și la fiecare sărbătoare se recrează. Și avem tradiția aceasta a curindatului. Deci se formează ceata asta de... Ceata aceasta se formează, sigur, de copii, așa. Care în taină se adună. Care în taină părinții lor știu că se întâmplă asta, dar nu știu concret că... Încă ceva, curindatul nu începe în 24. Colindatul mic începe pe 23, în Îljun, adică ăia mici. Ăla, da. Ăia mici. Și se duc, și duc vestea. Și acum, dacă toți suntem la lumină... Dar dacă duc vestea, duc vestea a ce? Suntem în zona mitraică sau în zona creștină? Eu vreau să vă spun și cu Corinda și după aceea intrăm la cântecele de stea cu Hristos. Sunt două lucruri separate. Deci, aici este problema. Colinda nu se referă la Hristos? Colinda se referă la Hristos astăzi, dar Corinda n-avea nicio legătură cu Hristos. Este înainte de Hristos mult. Păi da, cultul mitraic. Asta știm sigur? Asta știm sigur. Legătura dintre Colinda și cultul mitraic? Asta știe și Monica Brătulescu și Densușanu. Numai că vă spun încă ceva. Au fost multe confuzii în știință. Și mi-e jenă să amintesc aici cercetători care au legat, de exemplu, Ler, l-au legat de împăratul Aurelian, de Aleluia Domine. Dar Ler, Mirel, Tinerel, Mitra, Mirel, aceste diminutive ne duc undeva. Lerul, Mirelerul, Tinerelul există în colindă și ne duc spre Ler, adică spre Mitra. Vreau să destininez lucrurile acestea, pentru că nu sunt destinenite și de cele mai multe ori apar confuziile acestea. Cântecul de stea și cântecul corindat, Corinda. Acum, ce fac când mă duc la corindat? Păi eu mă duc la corindat, mă duc spre răsărit. Deci eu stăteam pe capătul lăpușului, să spunem, la apus. Și nu aveam voie să corind, așa, să colind de la mine sau de la a doua casă. Nu, noi ne aduceam în taină, așa cum am spus, și ne duceam la răsărit. La răsărit și de acolo veneați. Traversam satul. Și mergeam în capăt, veneam și nu ocoleam. Deci ce făceam de fapt? Noi... Vesteați lumină. Lumina, dar nu numai. Noi nu ocoleam casele, umblam, de că asta înseamnă a umbla împrejur corindatul, asta înseamnă, e corindatul, a umbla împrejur și a umbla pe un drum ancestral. Deci mă duceam până într-un loc și nu ocoleam casele. Ei, ce primeam în dar? Primeam colaci. Și atunci, cum se colindă? Primii colindă îi juni, tineri. Știți cum se zice? Eu așa trebuia să încep, așa trebuia să încep. Da ne viți pițăra. Da ne viți pițăra, da veniți pita, pita rău. Adică, ce vrea să spună? El umblă din casă în casă, așa,
pită, adică după colaci. Pită, pitar, așa, în traducere, s-ar duce spre tată, ar însemna în traducere. Tată, pitar. Și atunci tata ce face? Aduce pâine în casă. Deci, și acum pâine o aveți aici pe masă. Aici sunt doi colaci. Unui colăcel e ăsta. Dar uitați-vă bine la el cum este. Deci, ce descrie? Cum, ce vi s-ar pare că este? Avem un ochi aici. Aici parcă este o gură mare și închide ceva. Mănâncă ceva. E șarpele Uroboros. Peste șarpele. Care își închide... De ce apare aici șarpele? Numai un pic. De ce apare șarpele aici? Își mănâncă coada lui. Pentru că la colac este vorba ce zice. Băi, ieșiți afară că doar vârcolacii mănâncă luna. Băi, ieșiți afară că doar vârcolacul mânca soarele. Și șomni, când era eclipsă, ieșteau de vârcolaci și zvârcolaci. Și acum, stai colacul, colăcelul. Da, e așa se fac, cum e făcut așa, ăsta? Da. Ca un șarpe care își înghite coada? Da. Deci, și cu ochiul ăla? Dar știți ce e ăsta, ce reprezintă? Este colacul încătușat. Adică te-am închis și nu mai poți să ieși de acolo. Adică ce? Întunericul. Iar aici avem colacul colac cu două capuri. Își mănâncă capurile și se încolăcesc, sunt șopârlele. Extraordinar. Da. Dar așa se fac cu ochii ăștia? Așa sunt colaci. Ăștia nu sunt colaci de belșug. Ce e colac de belșug? Colac de belșug, adică am terminat recolta, ne adunăm toți cu un colac. Sigur că da, are deci, semnele soarelui. Deci ăștia sunt colaci rituali. Sunt incizii pe colacii aceia, incizii, ce imită razele soarelui. Și atunci toți mănâncă din colac, comunitatea se adună în jur. Ăștia n-au nicio legătură. Știți când se dau colacii ăștia? Nu. Când mergi la colindat, femeia bătrână din casă, înainte de a da colacul de belșug, nu zice acum, zice, să vă dau colacul și lumina. Lumina nu era așa numai de dat, era tot dar, ca și colacul. Pentru că se spune că de Crăciunul ăl bătrân, adică când Dumnezeu, cum se spune, coboară pe pământ, se spune coboară și tățeți la un loc, le dă de mâncare. Și se adună morții cu vii. Și bătrâna în casă, nu zice acum să vă dau colacul celor care au venit cu noi, adică pentru morți. Și împarte colaci la toți corindătorii. Aceștia sunt colaci, nu alții. Dar, mergem mai departe. Ce vrea să spun asta? Că aici îi închis. De aici, întunericul. Asta reprezintă întunericul. Nu mai are posibilitate să se... El se poate zvârcoli vârcul ăsta. Vârcul. Eliade spune foarte bine, Eliade face trimitere la zeul răului, la zeitatea răului. Așa. Și leagă vârcolacul acesta, vârul colacului, adică șarpele colacului. Unde îl mai avem? Unde mai avem simbolistica asta? Ia uitați-o aici. Pe fluier. Păi nu-i șarpele aici. Uitați, dacă eu rotul... Dacă vă uitați atent aici, vedeți cum... Adică este sub formă de spirală. Ce-ar vrea să fie asta? Asta se întâlnește și la bota colindătorilor. O să vă arăt imediat, sub formă de fluier. Uitați, dacă învârt, parcă tot timpul se... Uitați... Asta e simbolistică. Da. Uitați-vă. Deci dacă eu mă duc la fluier, parcă nu se mai termină. Da. Este infinitul nedeslușit. Uitați-l. Dacă îl iau pe ăsta la alt. Și dacă număr spirala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Păi fluierul ăsta nu-i făcut la întâmplare.
12 mă duce la zodiac. Mă duce la zodiac. Adică fluierul nu a făcut ciobanii, Mitru a fost păstor, cioban. Toate elementele acestea, toate semnele acestea mitraice, le întâlnim în fiecare zi și la tot pasul. Peste ele, să nu se supere pe mine nimeni. Au fost suprapuse elementele creștine. Petra Troian, soarele, l-am făcut Traian. Am mai inventat și o sora lui Decebal, Dochia, și că s-ar fi căsătorit cu Traian, așa, și multe, multe altele. Cântecele de stea dezvolmă teme biblice, deci despre nașterea Mântuitorilor, despre asta. Încă ceva. Mitra se luptă cu Taurul. Deci asta trebuie să-mi dea de gândit. Când este în zodiac Taurul? Acum 5.000 de ani, soarele strălucea în Taur, adică în aprilie, în 23. Iar în decembrie, acum ce avem? Capricorn. Soarele strălucește în Capricorn. De aici obiceiul să se umble cu capra, cu cerbul, cu turca, adică animale moare și reînvie. Adică timpul moare și reînvie. Și se mai spune așa într-un colind, și aici trebuie să vă colind o colindă, că n-am încotro. Trebuie să colind, să și colind. Am ales multe colindă. Așa, multe colinde. Iertați-mă. Ia să începem cu un colind despre leu. Despre leu. Despre leu. Se spune că în lupta lui cu Taurul, Mitra leagă leu și îl aduce în fața sătenilor. De ce? Să-l atragă de partea lui, așa, în lupta cu întunericul, să poată învinge forțele răului. Și colinda zice așa, Lermi, lermi tine verelo, leu la curte, sola satu, mare pradă, ce-o pradatu. Lermi, lermi tine verelo, rupsă vița de divuță și dalta de gutăiuță. Lermi, lermi tine verelo, fir de trandafiru, dacă june de auzare. Și așa mai departe, spune așa, ia miși arcul de scordare și acolo de săduceare, găsi leu de adormitul și un spin verde înfloritul, trasă arma să-l săgete săgeata lui adormire, până june chipzuiere leu din somn se pomenere, se luptară zi de vară, zi de vară până în sară și îl legă și îl ferecare jos la satele scoborare. Leul reprezintă focul. Deci Mitra, în lupta aceasta cu întunericul, trebuie să aibă de partea lui focul, adică leul, trebuie să aibă văzduhul, vulturii. Trebuie să aibă de partea lui apa, dulful. Există corinde unde întâlnim dulf, delfin. Păi ce-o fi căutând delfinii până în Transilvania, dulful pe aici? Da, sunt semnele mitraice. Semnele. Te-ar auziți un alt corind. Zice așa. Și noi ne-am plecat, și noi ne-am plecat, voi ziua ori de ziua. În sala corindat, în sala corindat. Tă din casă în casă, tă din casă în casă, voi ziua ori de ziua, nimeni nu ne lasă fără jupânul gazdă.
Afară am ieșit tu, afară am ieșit tu, voi ziori de ziua, în jur am privit tu și noi am văzut tu. Doi vulturi se batu, doi vulturi se batu, voi ziori de ziua, noi am întrebat tu că de ce se batu. Și ei au răspunsul, și ei ne-au răspunsul, voi ziori de ziua, pântr-un glob de aur, pântr-un glob de aur. Noi l-am luat-o, noi l-am luat-o, voi ziori de ziua, și gazdi l-am dat-o, și gazdi l-am dat-o. Ia l-o pus pe masă, ia l-o pus pe masă, voi ziori de ziua, și-o sclipit în casă, și-o sclipit în casă. Iată, apare globul cu lumina. E foarte frumos. Dar globul, există în Moldova un obicei pe la Bacău, zice, umblăm cu globul. Adică cu lumina. Zice, și l-am pus pe masă și o sclipit în casă. Iar la despărțire, când plecăm, dorim fericire, aveți lumina. Încă ceva. Nu se poate concepe o corindă fără corinda din zori, făcută de bătrâni. De ce? Deci sunt două tipuri de colindat? Cum? Colindatul cu copii, cu tineri? Cu copii, după aceea la noi umblau însurați. Deci pe 23 vin copiii. Pe copii. Pe 24? 23 până în 24 umblă, este un corindat, corindatul mic se cheamă. Cu copiii. Și în 24 spre 25, în 20 când colindă, se colindă, colindă. Cu bărbați, în toată, cu bărbați firea. În toată firea, este ceata de corindători și celelalte cu toate semnele. Care tot așa străbate satul înspre răsărit, exact. Și vine de acolo. Nu umblă oricum. Nu umblă oricum. Și nu se întâlnesc cetele. Sunt secrete. Numai de ei știu. Deci când apar bărbații, când copiii apar se retrag. Exact. Deci, asta este una. E atâta. Ei sunt până în corinde. Adică cu alte cuvinte. Nu vom întâlni niciodată în corindat. În curindatul de la munte nu vom întâlnea elementele de la câmp. Pentru că lumina vine din piatră, de la munte, zice colinda, așa zice. Colo-n jos păprundurele, frunză de nuiele, răsărit o două stele, floare de nuiele. Da, zău cele, că nu stele, floare de nuiele, că-s două surori de-a mele, floare de nuiele. Tă să joacă și să întreabă, floare de păiarbă, dice plânsorul că dragă, floare de păiarbă. Dacă-mi foc să n-o mă plâng, floare de părât, că tata ne-o despărțit, floare de părât. Una către răsărit, floare de părât, și una la asfințit, floare de părât. Noi sorucă ne-o învie, floare viore, când a face plou pupere și rătita micșunele, sau și rătita ficșinele, adică niciodată. Adică nu se poate vedea soarele, adică cele două stele, una e la răsărit și una e la răsărit. La roșu de răsăritul domnule Erșanodob, mândră zare s-o zărit. Da, ce e că nu-i zare domnule Erșanodob, că e o mănăstire mare. Adică la roșu de răsărit? Adică de unde vine lumina? În 23 și în 12 este revoluția astrală, în 25... Soarele câștigă putere.
câștigă putere, se luminează. Și de aceea sărbătoare, atunci este sărbătoarea când este cina, să adună oamenii la cină, sărbătoresc, gustă vin, se bucură. Sunt toți împreună, și morții, și vii. De aceea trebuie să colindăm împreună. Trebuie să și colindăm, și împreună. Putem colinda, o colindăm împreună. Noi doi. Hai să alegem o colindă. Am multe colinde în cap. Iată una. Dar colindele tinerilor sunt diferite de colindele bătrânilor? Sau sunt din aceeași familie? Știți, colindele sunt colinde. Dar un singur lucru. Copiii nu colindă. E atâta zic. Danieviți pițără, pita. Adică dați-ne a pițăra. Adică ne dați voie să vestim? Păi iată cum arată pițăra. Asta e colinda. Asta se numește colindă. Cum? Bâtul ăsta. Dar ce e ăsta? Păi ăsta acolo e un bât. Fluier și aici ce da, e? Da, e un bât și aici, uitați-vă, aici e acoperit. E ăsta. Da, da, asta ce e aici așa, crustate și așchile astea? Așchită? Spune ce este. Este lumină, întuneric. Lumină, întuneric. Lumină, întuneric. Din coace. Același lucru. Lumină, întuneric. Lumină, întuneric. Lumină, întuneric. De câte ori acolo? Aici este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dacă rostogolim, și merg în continuare. Deci cine poate descifra câte picurele pică din pom? Nu a ajuns nimeni să explice de ce picură 9 picurele, 7 picurele, 12 picurele. Deci știm noi asta? Încă nu s-au descifrat astea, nu s-au descifrat. Sunt lucruri tainice, nu le știe nimeni. Pentru că poporul românesc a fost nemărturisitor. N-au mărturisit. Astea au rămas. Au rămas între noi. S-au dus cu oamenii în lumea de dincolo. Încă ceva. Bătrânii când se duc la corindat, și aici mi-aduc aminte de străbunicul meu, mă lăsa cu bătrânul, părinții, să mă legine. Asta îmi povestește mama. Și ce băi, te lăsam, zice, cu moșul, zice, cu Grigorie, să te legine și mergem la corindat. Și când veneam acasă, durnie pe leagăn. Se treze, asta era până la 3 dimineața. Și mereu bătrânii. Știți de ce? Colinda fără bătrâni nu există. Pentru că ei asigură trecerea prin vârstele anotimpurilor. Adică, mă duc la corindat și zice, sculați, sculați, boieri mari, Hristos a născut. Să se scoale. Cine scoală? Zorile. Îi scoală să nu doarmă, să nu-i apuce răsăritul de soare, lumina, dormind. Cine intervine aici? Demonul răului și al morții. Dacă dormi, prin cine vestește trezirea? Prin cocoș. De ce cântă cocoșul? De ce cântă cocoșul? Și am să vă corind cu scoală, scoală, domn îl bun. Lero, lero, ler, hoi, lerui, Doamne. Scoală, scoală, Doamne-l bunu, lino, lino, hoi, lerui, lino. Cotrecudem miezi de noapte, lino, lino, hoi, lero, hoi, lino, cântătore, cântat-o, lino, lino.
Zor de albe aure vărsatul linul linu. Oi levero, oi lino, din ziuri soare răsare, lino, lino, oi levero, oi lino. Trebuiau treziți pentru a afla vestea răsăritul luminii. Eu am avut ocazia să aud aceste corinți în zorii zilei. Cântate de bărbați. De bărbați. Colinda e un lucru bărbătesc. De aceea invit și când invit colindători, îmi place să fie bărbați. Bărbații colindă. Să știți că în punctul mitraic, la slujbele lor, la toate întâlnirile, numai bărbați. Femeile nu erau. De aceea se spune, zice, bă, colindă bărbații. În cultul creștin au apărut femeile. Și de acolo această învălmășală. De acolo această învălmășală. Dar nu e vorba despre Hristos? Păi este vorba despre Hristos, sigur. Dar noi vorbim înainte de Hristos. Noi vorbim dinainte de Hristos. Nu astea sunt colindele domnul Patapievici, așa, astea sunt colindele. Ei, peste toate acestea, s-au supraavut teme, fiecare face ce vrea, pune texte. Pe vremea, înainte de 89, s-au adaptat texte de viață nouă pe rim de colindă. Au caracter războinic. Au caracter războinic. Mai este un corind aici, la îndemână o am aici. Zice așa, ia auziți-o, cum trebuie corindat. Domnului, 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 când vreau domnul sfânt să nască răsărit o stea frum. Domnului, 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 stea frumoasă lu, minosă nu mergea de acela lu. Domnului, 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 și mergea de-a treia parte, nu mergea de-a treia. Domnului, 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 iară maica prea curată. Domnului, 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 împrejur se vârteja. Mergea în căieslea cailor. Domnului, domnului, domnului. Auziți? Formidabil, Stravinsky. Păi cum? Are scandare, adică e scandată. Deci, colindele pentru lună au un lirism, dar de fapt, când spunem florile de albe, dacă tot vorbim de lună, ce spunem? Florile de albe, nu. Florile albei. Creiasa zăpezilor, florile albei, adică a lunii. Creiasa zăpezii este luna. Este luna, adică nu florile d'albe, adică florile d'albe că sunt albe. Nu! Sunt florile albe, a lunii. Truverii au scrieri lirice. Alba. Alba. Da. Păi iată. Cântecele... Domnul Patapievici, aici ne întâlnim, că dumneavoastră sunteți cu cititul, cu asta, filozofii. Eu sunt cu filozofia asta simplă. Dar atenție, musai cât o-i fi eu de... cântăresc mare, trebuie să mă scufund și în știință. N-am încotro. Deci, alba, iată, florile albe de măr, florile de albe al lunii. Te auzi cum colindă altceva când se duc. Păi sunt colinde de fată, sunt colinde de fecior, sunt colinde de vânător. De exemplu, mirele merge la vânătoare. Este o întreagă poveste fantastică. Merge să vâneze. Mireasa lui asemuită cociută. Zice așa. Mulți să întreabă mari boierii jonilor buni. Ce țâca lua așa s-o dat-o jonilor buni. A s-o dat că e cam umblat-o jonilor buni. A s-o dat că e cam umblat-o jonilor buni. Prin pădurea unei zâne jonilor
Mă-ntâlni cu o ciutilină junilor buni. Ciutilina este fata. Asemuită cu căprioara. Se duce la vânătoare. Mirele. Mirel, mirereruler. Iată refrenul de la Corindă. Taștulină, ciutilină, junilor buni, că eu de mui mâniere, junilor buni, cosățați oităiere, junilor, adică o trece în altă lume, îi dispar cozile, îi pune năframa pe cap, o face mireasă, femeie, cosâța-ți oitere, și o îi pune în turnurele junilor buni, să nădească cuiburele junilor buni, întăte primăvărele, adică familie. Deci cine se însoară și cine se mărită, trebuie să dea naștere la puiul de om. De ce? Să ducă neamul. Să ducă neamul. Deci, am vrut așa, pe scurt, să explic ce-i cu Corinda asta. Elementele acestea le întâlnim și în ziua de astăzi. Trebuie decriptate. Nu putem merge la întâmplare, în vălmășala asta. Apoi fie în loc de Mitra Hristos, fie oricine, dar să înțelegem sensul de unde vin corindele și ce-i cu ele. Cu bățul ăsta, ce se făcea? Se scormonea. Se scormonea în foc. Așa se spune. Vineau. Asta e corinda, pițăra de care vorbim, vestim, scormonea un foc, să țină focul, să nu se stingă. După sărbători, când se vizitează neamurile așa, atunci știi ce se face? Se ia câte un lemn, când te duci, să zicem, la nănaș sau te duci la un văr, susoară, și îl duci, intri în casă și îi dai lemnul. Știți ce semne asta? Să nu se gate focul, să fie viață în casă, înainte de Crăciun. Nu ai voie să dai focul? După, ai voie să dai, după sărbători, să dai lemnul. Adică, fă foc, mă, să ai viață în casă. Să ai viață în casă. Deci, cu alte cuvinte, lumină peste tot. Când e lumină între oameni, altfel sunt oamenii. Dar vreau să mai colindăm. Să mai alegem colinde. Există colinde, de exemplu, de Feciori. Am aici notate câteva din țara, din Ucea, de sus, țara Făgărașului. Au zis cum colinde e ceata. Frumosoare, răsări, soare! De-a răzele undeva, soare! Bate în casă după masă, soare! Ta-ra-ra-ra-ra-ra, soare! Nu au melodie. Sau zic așa, marginea brădetului cu nuniță, gălbeniță cântă jmică, turturică cu nuniță, gălbeniță, ta la 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 N-am auzit niciodată așa. Păi da, așa se corindă, astea ar trebui cântate toată ziua. Ei vin cu lirismul acesta din corindă, așa. Și hai să vă dau un exemplu. Cântec de stea să cântă și cântecile de stea, sigur că da. Astea când apar? O, ce veste minunată, înviflaim ni se arată, cerul strălucea, îngerul venea pe o rază curată.
un cântec occidental. Cum occidental? Occidental este o muzică de mare circulație. Nu are refren, o cântă toată lumea. Dar originea nu e occidentală. Păi cum să nu? Dar asta e melodie occidentală, să cânte asta. Este un fel de... orice colind din germane de unii. Obrat frumos, obrat frumos, cu cetina tot verde. Aceeași muzică. Doar are nicio legătură cu corinda scandată. Adică... Cu corinda scandată? Cu corinda scandată. Ta-la-la-la-la-la-la, soare! Domnului, 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 când vreau domnul sfânt să nască răsărit o stea. Domnului, domnului, domnului. Aceea te lupți cu timpul, cu lumea. Treci într-o altă lume. Ăștia nu-ți văzuți. Dumneavoastră, știți, domn Patapievici, că aceste colinde, tinerii le păstrează în Făgăraș? Și le cântă? Se mai cântă? Dar cum să nu se cânte? Sunt cetele de feciori din Făgăraș. Din Nucea, din Veneția, din Viștea de sus, Viștea de jos. Cum să nu se cânte? Dacă noi la oraș suntem colindați, de ce nu le auzim? Știți de ce? Pentru că au schimbat sensul corindei. Ei nu umblă să ducă colacul. Ei se duc după altceva. Au transformat corinda într-un fel de cerșit. Umblă după bani. Iată sensul corindei. Acesta este. Ne ducem la corindat, zice, pitarăi, mergem pe un drum și veneam înapoi și ne adunam pâinea. Și în ziua de Crăciun, de 25, se adunau morții și vii la acest praznic. Da, nu numai cu colaci. Cu vin. Da. Sigur. Și cu belșugul porcului și toate. Și cu belșug și toate câte există pe lumea asta. Dar astea sunt esențiale. Pâinea și vinul. Trupul și sângele taurului. Ucis. Și... Adică răul. Și Hristos unde intră? Aici intră. Adică pe o simbolistică mitraică. Exact. S-au suprapus. S-a suprapus. Aici putem vorbi mult. Noi, de fapt, suntem moștenitorii unui trunchi care a fost multiplu altoit. Și ultimul altoit, cel mai important, este cel creștin. Da, este cel creștin. Dar noi când vorbim de cântece străvechi... Nu, dar eu când... Curge sângele lui Mitra și în felul ăsta... Nu, de... nu. Eu nu am reprezentarea asta. Îl avem pe Hristos. Care se naște. Se naște, da, dar noi trebuie să conștientizăm de unde vin corindele. Asta am vrut eu în emisiunea de astăzi să clarific. Pentru că se uită colindele adevărate, așa, și sunt înlocuite cu tot felul de cântece. Cum ar fi Steaua sus răsare? Steaua sus răsare, ce vedere minunată, cântec făcut pentru nașterea lui Hristos, da, trei păstori se întâlnesc. Aceste cântece dezvoltă tema nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Dar sunt colinde apocrife. Da, dar eu vreau să vorbesc de colinde, exact cum vorbesc despre hori. Horile adevărate sunt hori adevărate și horile făcute sunt hori făcute. Sunt două hori, dar făcute. Da. Pe mine mă emoționează și asta. Pentru că sunt în contextul Crăciunului. Eu n-am nicio reprezentare legată de Mitra. Reprezentările mele sunt legate de nașterea Mântuitorului. De-aia auziți. Dacă eu corind așa, numai un pic, să o lămurim. Da. Domnului, 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 când vreau domnul sfânt să nască răsărit o stea frumoasă. Domnului, 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 stea frumoasă, luminoasă. Și mergea la treia parte. Domnului, 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 și mergea la treia parte, unde Maica precistea. Deci iată, avem steaua de la răsărit și o avem și pe Maica precistea. Aici. Da. Deci avem clar, și... cu conținut creștin. Cu conținut creștin. Dar ritmica ca atare e de înțeles ritmica în reprezentarea mitraică. Mitraică, n-are nicio legătură. Păi, da. Înțeles.
se cântă antifonic, se cântă în grupul, răspunsul, războinic. Îmi imaginez cum este asta cântat de un cor de bărbați. O să auziți de Crăciun și asta, eu cânt așa ceva. Dar încă un lucru. Am un concert la Barcelona cu asemenea lucruri. În catedrala gotică Sfânta Maria. Unde voi duce aceste structuri? Oare nu cu astea trebuie să ne comparăm noi? La noi nici bradul nu a fost în casă. La noi nu bradul a fost. Nu era brad? Nu, la noi nu a făcut tata și moșii mei și strămoșii mei nu au făcut brad niciodată. Le era butucul de Crăciun. Butucul care trebuia să ardă? Ardă. Ăla e Crăciun. Da. Eu nu știu pe tata să fi făcut brad când am fost mic. Primul brad de Crăciun, după câte știu și am mai citit, s-a făcut pe la Riga. În 1500. Și după aceea l-au luat în continuare pe la Londra. Au apărut lanuz din astea de și imperiale. La noi, la țară n-a ajuns bradul de Crăciun? Foarte târziu. De exemplu, în 60 și... Nu erau braz. Nu se făceau braz. La sat. Nu exista așa ceva. Și la dumneavoastră în sat când a apărut asta? Foarte târziu. Prin 70 au început să apară braz. Extraordinar. Deci nu făceau braz. Nu puneau braz cu ghirlande, cu instalații, cu ăsta. Ei aveau lumina și colace. Și după aceea, când umblam la Corindan, mai așa, prin 80, s-au dezobișnuit să mai facă colace. Ăsta e darul. Niciodată n-am văzut așa un colac. Ăsta e darul. Ăsta e darul de Crăciun. Asta simbolizează învingerea întunericului. Asta e lumea. Mai ziceți-ne un colind. Mai zic un corind. Este corind, corind de păstori cu Miorița, dar este un corind și cu meșter Romanule. Așa, cu meșter, așa, unde se spune că nu dezvoltă mila, se zice așa, nu dezvoltă îndurarea, ci transformă materialul acesta în mit. Asociază orfanul meșterul celorlalți orfani divini care au fost crescuți de zâne. Și auziți textul. Și încercăm să cântăm și asta cântăm împreună. Și cu asta se termină emisiunea noastră. Nu vreau să termină dacă nu continuăm până mâine dimineață. Dar colindăm aici. Copilașul tău, pruncușorul meu, zădarii zâde. Vază-l Dumnezeu, vază-l Dumnezeu, zădarii zâde. Tu cum l-ai lăsat-o în pat desfășat-o, zădare, zâde. Zânele cor trece la el sor, întrece zâdare, zâde. Și sora plecă. Încercați să cântați cu leșe. Iorda zâdare, zâde. Nin soare de-o ninge pe el milor, unge zădari zâde. Ploi când or plouă pe el lor,
Călădoază, dar izăde, vân când a sufla nilor legăna, zădari zăde, dulce legănare, pânsa face mare, zădari zăde, dulce legănare, pânsa face mare, zădari zăde. Noi oare, în ziua de astăzi, ce zilim? Domnul Patavideci, vă întreb așa în viață, ce zilim? Păi, trebuie să rămânem pe această emoție. Nu știu ce zidim. Zidim, dar zidim altceva. Nu asta. Sărbători fericite. Doamne ajută!